Criza de medici de familie la nivelul județului Botoșani se adâncește. Lipsesc din sistem 25 de doctori de familie, iar în unele comune nu există niciun specialist în acest domeniu medical. De suferit au oamenii cu probleme de sănătate din aceste zone, care se descurcă greu atunci când au nevoie de rețete sau trimiteri pentru investigații. Mulți dintre medicii care profesează sunt pensionari, iar numărul de locuri vacante anunțat de Casa de Sănătate a crescut față de anul trecut, însă fără a fi ocupate de vreun candidat. Deficitul de medici de familie este o problemă majoră la nivelul județului Botoșani. Sunt 10 de localități în județ fără doctor de familie, iar situația se răsfrânge asupra oamenilor din aceste zone care au probleme de sănătate. Anul acesta deficitul de medici de familie a crescut. Dacă anul trecut aveam un deficit de 19 posturi de medicină de familie, anul acesta avem un deficit de 25 de medici de familie. În prezent, peste jumătate din medici de familie aflați în relații contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate au vârsta peste 60 de ani. Din păcate, medicii tineri nu doresc să îmbrățișeze această specialitate de medicină de familie. Sunt puțini cei care se duc la rezidențiat pe aceste posturi, pe această specialitate. În sistem, mulți dintre medicii de familie care profesează sunt pensionari. În aceste condiții, noi rămânem și lucrăm în continuare, chiar dacă am ieșit la pensie fiecare din acest dispensar de 2-3 ani. Așteptăm cadri tineri, sper să preia activitatea. Pacienții ne întreabă, bineînțeles, știu că ne-am pensionat, cât vom mai rămâne, atâta cât putem vom rămâne și cât ne permite sănătatea la fiecare. Dar sper să crească numărul de medici specializați pe medicina de familie. La majoritatea dispensarilor din oraș sunt medici pensionari. Adică este chiar alarmant problema. Bine, că asta este la nivel de țară, dar nu putem. Dar noi mai rezistăm. Asta când vor pleca medicii pensionari. Da, nu știu, va fi o gaură mare și pacienții deja chiar se întreabă ce vor face în continuare. Începând cu data de 1 iulie 2023, valoarea punctului pe serviciu a crescut de la 4 lei la 8 lei, iar valoarea punctului pe capita a crescut de la 10 lei la 12 lei. Chiar și așa, tinerii absolvenți de medicină de familie nu sunt interesați să profeseze în zone rurale. Anul acesta, Casa Națională chiar a modificat normele și contractul cadru, astfel încât finanțarea acestui domeniu de asistență medicală este foarte bună. Deci, din punct de vedere al finanțării, este foarte atractivă din punctul nostru de vedere. Nu asta este motivul. În municipiu, de exemplu, este mai greu să-ți faci un cabinet de medicină de familie, că presupun o infrastructură, un cabinet, deci o investiție, să spunem. La noi, în aceste localități, sunt cabinete de medicină de familie care pot fi puse la dispoziție de către autoritățile locale. Este mai ușor să înființez un cabinet de medicină de familie. De asemenea, mai spun medicii de familie. Este un volum de muncă mare la noi. Trebuie să știm pediatrie, începând de la grupa, deci de la vârsta 0 până la 90-100 de ani. Este o patologie vastă și ca atare un volum mare de muncă. Și preferă tinerii acum să se specializeze pe o anumită ramură, unde este țintit gastrocardiologie fiecare pe o anumită porțiune. Orică este mai ușor, este posibilitatea de a lucra într-un spital, într-o clinică, probabil și financiar mai bine. Deși se câștigă foarte bine și în medicina de familie, cine are listă frumoasă și lucrează corect. Oamenii spun că au nevoie de medic de familie. O să fie medic de familie, cum, dar nu există. Nu există. Unde deschizi? Dacă nu mai deschizi la dânsul ușa, la cine mai deschizi? Nu, trebuie. De familie. Chiar dacă sunt pensionari. Chiar dacă sunt pensionari, dar ce gândi? Dacă își fac datoria? Mai repede își fac datoria cei pensionari decât cei care sunt tineri și au făcut facultatea cum au făcut în ultima perioadă. Una la mână. A doua la mână, unii din ei au uitat jurământul. Spun și ăștia tineri că trebuie să-l dăm și lor, să aibă și ei servici, nu numai ăștia bătrâni. Dar
E bine și cu ăștia. Îi lăsăm în continuare cât poți să funcționezi la cabinetele astea medicale, lăsați-i în continuare, că noi suntem mulțumiți. În prezent sunt 144 de medici de familie aflați în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Botoșani. Localități precum Adășeni, Manoleasa, Răuseni, Hudești, Viișoara, Vorniceni, Cordăreni, Suhărău, Drăgușeni, Dimăcheni, Cotușca, Concești, Broscăuți nu au medic de familie. Sumele decontate de Casa de Asigurări de Sănătate către medicii de familie variază lunar între 35.000 și 40.000 de lei, dar se ajunge ca un medic de familie să primească și până la 60.000 de lei. Banii sunt pentru salarii, utilități la cabinet, echipamente medicale.